Ce-ai meritat să-ți fac? Greșești.
încearcă măcar o dată. Dreapta! Hai cu dreapta că te pun! Cred că sunt cam amețiți. Chiar pe... Lasă-l mă pe ăsta, mai bine uite-te la alea două, ia uite. Eu când sunt atât de amabil să și rog o târfă să vină cu mine, să nu-mi spună mie nu ai auzit. Stimate domn. Da, micuțule. Am observat că ești cel mai solid de aici. Prietenul meu, Amadeo Modigliani. Marele pictor. Da. Îl cunoașteți? Nu face nimic. Tocmai ce a vândut foarte bine o pictură. În fine, a pariat că ești mai puternic decât mine în braț. Pe 500 de franci. Dacă câștigi, jumătate sunt ai tăi. Ce zici? Credeam că n-am înțeles ca niște gentlemen. M-am înșelat? Răspunde-i, maestre, te rugăm, discuția voastră va fi o încântare pentru noi. Mai degrabă, răspunsurile tale, iluminatule. Sunt lângă tine. Fii încrezătoare. Alungă-ți frica, altfel trecerea ta aici va fi grea și împovărătoare. Desprinderea ta a și început. Gândește și privește cu mintea larg deschisă. Să știi că între lumile noastre nu e nicio ruptură. Un simplu fir de păianjă n-ar putea trece fără să-l simți. Nu minți, da? Și lui? Să-i transmit ceva? Mulțumesc, Anu. Lăsă-mă pe picioare și o să-i fac o vizită. Nu trebuie să afle nimic. Nu fi îngrijorat. Du-te, Anu. Alo, da. Da, spuneți. Da, păi nu e nicio problemă dacă nu mai veniți. A, nu e adunare mare, nu e doar o ședință. Domnul Sadoveanu... Tovarășul Sadoveanu, da, îmi cer scuze. Tovarășul Călinescu, da, sunt.
Da, e bine atunci. O să-mi cui eu, ca de obicei, sigur. Stai-mă un pic. Da. Bine. Bine, bine. Deci ne vedem mâine la 11. Bine. Toate bune. Ce faci? Vreau să văd cum reacționează. Da? Uh-huh. Și cum reacționează? Nu e rău deloc. Azi la școală am pozat un tânăr. Într-o togă romană și apoi gol. M-a excitat. Eu sunt și o zi de la cursul și te excită toți. M-a excitat gândul la tine. Tu ai mai frumoasă. Să nu intri de la cucina. Să nu intri de la cucina. De-asta decadentă nu avem nevoie. Așa că brâncușul ăsta să-și roaste cuiu vrea, obiectele lui fără nicio valoare. Poște, îl respind pe brâncuș. Decadența sculpturii lui brâncuș nu are nimic de-a face cu arta adevărată. Cu arta monumentală sovietică. Da, da, și mai cu seama nu e creativ. Pentru că nu se exprimă prin mijloace esențiale. Să vede că a fost Călinescu. Poziția testamentară a tovarășului Brâncuș Constantin, prin care susnumitul își arată intenția să lase după moarte atelierul său din Paris cu tot ce conține Academiei Repere, se respinge. Consiliul de Onoare consideră că... Academie Română de căcat. Incompetent. Troglodiții dracu. Bă, ție-ți vine să crezi? Eu cred că tu ai dat greș. Cu mine. O să te trimit la muncă patriotică. Sau la canal. La canalul meu. E atât de simplu. Cum e pentru un copil, când se naște și urlă ca din gură de șarpe, trece doar dintr-o parte într-alta. Asta e tot. Te aștept. Vom avea aici multe conversații. Dar eu acum vreau să-ți vorbesc. Of, of, of. Așa faceți cu toți. Vă agățați de ultimele clipe și vreți să vă povestiți toată viața. Dar nu despre mine vreau să vorbesc, ci despre el, despre Constantin. Oh. Așa ceva n-am mai auzit. Da, povestiri despre altcineva, în asemenea împrejurare. Te rugăm, vrem să o ascultăm împreună. Nu vă opriți. Nu, am altceva de făcut. Voi nu vă plictisiți? Sunt absolute. Ești o punere la oaltă de sfere, cilindre, trunchiuri de con, piramide, minunat. Minunat. Superb. Absolută. Vrei un pahar de vin? Sunt miști. Jano! Băiete, unde ești? Jano! A
Adă și-mi o sticlă de vin. De la de ieri. Haide. Ai plecat? Mi-am dat seama că am cunoscut un om. Un om și ciudat și deosebit. Mi-ar fi spus orice despre el, orice l-aș fi întrebat. Iar o femeie, când primește răspunsuri, știe să întrebe. Îmi spunea că nu se ascunde după deget, că minciuna are rost doar la cei care vor să pară altceva decât sunt. El vrea să fie doar cine e. Nu vrea să pară altcineva. Constantine, Constantine! Crezi că mă duc la târg numai cu oalele astea? Așa crezi? Și noi ce mâncăm, mă? Ce vă pun pe masă? Cuptorul le-a prins. Până diseară să vă căruța plină, ai înțeles? Paștele-și Dumnezei, mătii, coarta, mătii! E lotul meu! Constantine, hai că ți-am adus ceva de mâncare. Nu mai pune totul la inimă. Vasile ți-a vrut binele, așa-s părinții, mamă. Nu am nevoie de binele lui Vasile și nu e tatăl meu. Să-i scoată asta din cap. Odată și odată asta o să-i fac. Când a plecat de la el din sat, chemat de vocația sa, a făcut-o cu inima strânsă. A fost tot timpul dornic de cunoaștere. A studiat sculptura la Academia de Belle Art din București. Și-a dat însă seama că singurul oraș în care se poate împlini ca artist este Parisul. Tot drumul până aici l-a făcut intenționat pe jos. Peste 2500 de kilometri. Voia să-l scape pe Amadeo de droguri. Și a ales să o facă precum salvezi un om de la nec. Dar nu ca atunci când îl apuci de pe mal și îl tragi pe uscat. Ci ca atunci când intri în apă și te lași la fund sub el, ca să-l poți ridica pe mal. A ales să se drogheze odată cu el și să se îmbete. Să caute extazul și abisul înșelător al hașișului. Accepta doar câteva săptămâni să-i fie elev lui Rodin. Apoi s-a dus și a ales propriul drum. Nu l-au atras formele academice ale maestrului,
Desenele sale, pe care nu le arăta nimănui, aveau ceva cu totul deosebit. Formele pe care le concepea și le calcula erau parcă de dincolo, din altă lume. Jano, băiete! Ia închide ochii. Hai! Da. Aveți o scrisoare. Vezi că frige. Da. Ia. Stai puțin. Ia. Intră! Hai, Jano! Ce e? Hai! Cel mai bun model. Arăți extraordinar. Mod terminat. Vreau să-mi pozez. Marta, vreau să-mi pozez. Vreau să-mi pozez. Hai dezbracă-te acum. Modi, dacă nu încetezi...
clipa asta. Îl trezesc. Hai. Ăsta rămâne aici. Datoria ți-am plătit-o. Ce faci? Ai nebunit? Ce faci? Distrug drogurile artei vechi, academice. Le distrug! Mă simt legat. Nu pot să zbor. Asta ar trebui să se întâmple cu toate drogurile. Asta ar trebui să faci și tu cu drogurile care îți distrug viața. Modi, suntem la Paris. Paris! Capitala artei moderne. Trebuie să creăm. Să facem artă adevărată. Dacă vreau artă academică, rămâneam la București. Mi s-a oferat pe tavă fata academicianului profesor. Într-un an de zile eram și eu academician și plin de bani. Dar nu asta am vrut! N-am vrut asta! Dacă te sinucizi, nimeni nu o să știe ce ai vrut tu cu pictura ta. Hai să facem o expoziție. Expoziția de pictură și de sculptură Modigliani Brâncuș. Imaginează-ți-o.
Mi la repa? Da. Un poet și un înțelept tibetan. A trăit cu mult timp înaintea noastră. Dar gândurile lui sunt valabile și acum. În Orient se spune că fericirea apare într-un mod cu totul și cu totul miraculos. Atunci când gândirea noastră uită să mai răbnească. Și atunci poate deveni gândire absolută. Ai fericire dacă ai libertate. Poți fi mai fericit decât un împărat sau un rege. Dacă renunți la dorințele trupului. Să te cred? Da. Ți-a vorbit foarte frumos. Ilustrisime, spune-ne ce idee îți trece acum prin cap. În mintea mea vine ceva verde, ceva proaspăt și bucuros. Să știi că a fost o vreme în viața mea. Seamănă cu al lui Constantin? Da, cred că foarte mult. El îți vorbea atunci despre fericire pentru că nu o avea, dar se pregătea să o întâmpine. Și eu mă gândeam la fel după ani de meditație solitară, că dacă voi muri fără să obțin eliberarea, voi renaște într-o condiție mult inferioară. Și asta din cauza răului făcut în prima parte a vieții mele. Înțelegi? Și atunci m-am retras într-o pădure neumblată de oameni, mâncam numai urzici, pentru că numai urzici găseam, și din cauza asta pielea și părul meu au căpătat o tentă verzuie. Am zis verzuie. Și eu am fost mult timp singură. Uita uneori de mine cu zilele, cu săptămânile. Numai că eu nu m-am înverzit. Cu cine ești acolo? Cu discipoli. Cu discipolii mei iluzorii, Gambopa! Discipolul iluzoriu Rehung. Trebuie să terminăm și institutul. Avem și servici. Și dacă mai putem să avem o relație și plină de responsabilități. Și mă și taică, eu ce o să zic? O să zic că steau de nevastă. Păi ia-mă. Și cu ce o să trăim? N-avem nimic. E foarte simplu, mergem la spital. În două ore s-a terminat tot. Stau și eu cu tine. Eu nu fac așa ceva. Eu nu fac așa ceva și nu o să fac asta niciodată. Mă întreb cum vreau să trăim, adică cu sensul meschin și egoist, cum o să mai putem trăi cu încă o gură de hrănit, nu? În cazul tău e treaba ta. Eu nu vreau să am o crimă pe conștiință. O să am eu grijă de mine și de copilul meu. Iar tu du-te la toți dracii, acolo merită să fii un criminal. Stai un pic. Tu ce o să faci acum? Ce o să-i spui lui taică? Mizerabilă, tu crezi că atunci când vine vorba de viața unui copil, mă mai interesează ce zice bruta aia? Pleacă, ești liber. Du-te. Du-te!
O să te privesc depărtându-te, să văd cât de mic ești. Du-te! E tu, Marin? Da. Îmbracă-te și fii cu noi. De ce? Păi să execută, nu să comentează, înțeles? De ce dai mania? Nu știi că e student la arte? Ia-l frumos și pune-l pe scaun. Mersi. Ce vă referiți? Mă refer la moștenirea Brâncuș, așa scrie aici. Nu înțeleg de ce n-a acceptat-o. Arta nu e toată la fel. Păi nu e. Asta ziceam și eu. Mie. Ia să vedem, dacă îmi lăsă cineva moștenire, să zicem, o piesă ciudată de mobilier, o... Păi o iau, domnule, o iau. Ce-mi strică? Dacă n-am ce face cu ea, n-am ce face, dar măcar o pun dracului pe foc, nu? Și mă încălzesc, nu? Da. Sau dacă îmi lasă o casă, tot așa. Nu? Da, păi e o gândire sănătoasă. Sau un atelier la Paris. Că poate atelierul ăla e aproape cât o casă? Și cu tot ce e în el. Păi prost să fiu să nu-l iau, nu? Prost să fiu! Înțeleg că ăsta e și punctul tău de vedere. Da. Eu n-am spus altceva. Și nu înțeleg de ce acum... Că asta s-a întâmplat acum câteva luni oricum. Da. E un ar trec și ani până când suntem sesizați. Dar în cazul tău e o ciudățenie. E o indignare personală, n-ai insultat pe nimeni în mod direct, nu? Nu. Ia spune-mi cum a fost tot, varianta ta. Eu ascultam la difuzor ce se vorbește în sala de consiliu. Adică nu ascultam clandestin, asta e meseria mea, asta fac eu. Și în timp ce mă ascult acolo, mă mai plictisesc, mai desenez, că eu sunt și student la arte. Da. Și atunci au spus că vor să renunțe la moștenire pe care o lasă Brâncuș statului român. Academiei Române. Așa, și? Și atunci recunosc, m-am fost cam indignat așa. Și am zis mai mult ca pentru mine, adică nu am spus nimănui în față, că i-am făcut cretin. Nu mai țin minte exact ce am spus, dar asta aveți aici vorbele mele și... Dacă mi le arătați, pot să le confirm, nu e nicio problemă. Am tot, da. Troglodiții, dracule. Academie de căcat, de incompetenți. Niște, uite, cine mă... Pentru asta mă scoală cu noaptea în cap la ora asta. Cineva să dea socoteală pentru chestia asta. Uite ce se întâmplă. Vreau să termin repede cu chestia asta. Ai aici hârtie, ai calimare, ai tot, ai penis, ai tot ce trebuie. Scrii tot. Cum a fost, ce ai zis, tot, dar nu te întinzi prea, nu lungești prea mult cu chestii inutile, da?
Ești de acord? Când termin, bate în ușa. Dă ceva, domn șef, că moare. Mulțumesc, Marine. Stați! Pune-l jos. Băgați-l în sac. Aruncați-l în pizda măsii odată. Să plec. Atunci de ce mai m-ai chemat? Hai, îmbracă-te. Nu poți rămâne aici. Te aștept. Pot sta aici până te întorci. Nu știu când mă întorc. O să vin cu prietenii mei și să bem, să te deranjăm. Mă trezești, pot să stau și eu cu voi. Nu-i niciun deranj. Chiar îmi face plăcere. Trebuie să plec. Hai, îmbracă-te. Nu poți să rămâi aici. Știu foarte bine. Nu. Ai ceva?
Mai rămas ceva sus? Am și un pachet de lot. Hai că urci și eu să-ți dau adresa să duci nepotii piano. Ce vrei, drage? Aveți o scrisoare. Las-o acolo. Doamna așteaptă un răspuns. Nu pot acum. Doamna vrea un răspuns acum. Îți promit că zilele astea o să-i dau un răspuns. Acum, andă-mi și mersi că de vin. Vezi că ai bani acolo. Te rog. E urgent. Poți să-l duci? Da, sigur că pot. Ai plecat? Așezătoare, ia mișcați-vă curul de acolo. Marine? Stai, domn șef. Ia. Ce-i asta? Nu, e elefant, domn șef, uite așa. Și poate să-l facă cu gri, cu pensula, să-i, ăștia să-i facă albi aici. Ce chestie. Să știi că o să-i placă băiețelor meu. Dar de ce nu se găsesc pe magazine din astea? Păi că să primim și noi câte ceva, domn șef. Bă, ție asta. Mersi, domn șef. Trebuie să fumați, că merg eu sus de pas. Mersi, domn șef. Ia. Ia. Zic,
Așa. Și mine avea pe ajuns la 15 ani. Adică îți dai seama exact când e la ei majorat. Și atunci maică-sa s-a dus la fratele soțului ei, adică unchiul bun al lui Milarepa. Și i-a adus aminte că trebuie să-i restituie toată averea care îi rămăsese în păstrare după ce a murit tatăl lui Milarepa. Numai că ăsta, unchi avar, a zis că de fapt îl împrumutase pe fratisul cu bani și că n-avea să-i dea niciun bani, ba mai mult i-a aruncat în stradă. Îți dai seama că de atunci femeia numai răzbunarea a văzut în fața ochilor. L-a dat pe Milarepa la un vraci vestit să-l învețe toate ritualurile astea de magie neagră și când a sosit momentul, Milarepa s-a răzbunat pe unchi și pe toată familia. I-a ucis pe toți. Așa le trebuie. Douăzeci și patru. 25. Incantațiile mele malefice și demonice au provocat cutremurul acela de pământ. Mi-am îngropat pentru totdeauna unchiul și toată familia sub tone de stâncă și de bolovan, de pământ și de grohotiș. 26. Moartea. Moartea era pedeapsa cea mai bună pe care le-ai putut-o da? Atât am putut să gândesc atunci. Ce josnicie! Dar a fost începutul drumului meu spre transformare. Probabil că și Constantin, dacă ar fi stăpânit magia neagră, ar fi folosit-o. Gata! Gata, nu mai credeți că nu vă mai numărăm! O să-i scultăm pe cei pe care îi avem aici! La cine știe? Un copil poate pune ura înaintea iubirii. Magia neagră. Dacă ar fi avut-o, dai că s-ar fi murit atunci. Dar cam pe atunci a și murit. Ciudat. Doșuși Dumnezei, mătii! Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? Ce-i asta, mă? A? Lutul meu, mă? E secret? Ce anume?
Ce-ai făcut totul? Calculele, amestecul, turnarea? Secretul construitul depinde de cel care învață. Eu sunt ca o carte. Cel care învață trebuie să fie în stare să o deschidă, să o citească. Și o poate deschide toată lumea? Nu. Oamenii sunt diferiți. Cum? Să înțeleg și eu. Fii atent. Deschide căpșorul. Da? Ești pregătit? Da. Unii oameni sunt atât de proști încât nu se înțeleagă nimic niciodată. Ah, cum e Marcel, poștașul. Doamna Vidal mi-a spus despre el. Doamna Vidal, care a murit. Da. Ea m-a învățat să cânt la pian și nu mi-a cerut bani niciodată. Dar mama nu m-a mai lăsat. De ce? Spunea că îmi stric mâinile. Că pianiștii nu pot să muncească cu mâinile alea ale lor fine. Și vin! Mamă, încă puțin să văd ce face cu oul! Noi n-avem ce mânca și ce se atât de ore necomestibile ale domnului. Jeanu? Aici? Da. Bagă-le înăuntru și așteaptă afară. Așteaptă afară, am zis. Marine, tu închide ușa. Zice aici că ești talentat. Te pricep și la monumentală. Da. Mai vedem noi. Te conduce tovărășica la treabă. Am înțeles. Stai. Ia-le pe toate. Vrei să nu întârzi la servici. Mulțumesc, tovărăș. Și închide ușa. Bună ziua! Salut, băi Bâncuși! Bună ziua! Hai, bă, Marine, că știm cum te cheamă. Ce te-ai spărat că ți-ai zis așa? Vrei o țigare? Se zice că ești foarte bun, că ai propus pușcăria de sculpturi frumoase. N-am mai auzit de numele lui Brâncuș de mult. Mai trăiește?
A murit de câțiva ani. Chiar tu știi când a murit? Cred că la 5-6 ani. Hai că mai l-a murit. A murit la un an după ce ne-au scos Stalinii. Și acum, de ce face Stalin? Păi nu știi că ăștia se mai întorc. Stalin a murit în 53. De ce? Atunci era dus la canal pe noi, deci... 54? Nu, stai că nu e așa. Da, mă, așa e. Deci Hrușciuc ăsta... Hrușciov. Mai întâi l-au omorât pe Berea și după aia a început să-l muște de cur pe Stalin. La conferința aia din... 56, nu? 56. Atunci ne-au scos Stalinii. Voi acum puteți să vorbiți așa liber despre Brâncuș? Păi de ce are? Ne-au dus și la Târgu Jiu să vedem lucrările. Cu toate că el... Ce? Păi ce, nu știi ce a făcut? Nu. În 51 a renunțat așa dintr-o dată la cetățenia de român. Și avea destui ani. Câți avea atunci? Cred că vreo 70. 75 era. 75, să renunți la 75 de ani să mai fii român? Cât crede el că mai trăiește? Știi ce au făcut francezii? În câteva luni l-au făcut francezi. E, da. Pe cuvântul meu. Și Constantin, nu știu, de la Gorj, de acolo era și bunicul, de aia sunt așa talentat. Ei, Constantin ăsta al nostru le-a lăsat lor, a drept mulțumire, toată moștenirea și toată averea lui. Dar tot. Să înțeleg și eu, adică... De exemplu, acum, dacă eu vin și spun că Stalin a fost un troglodit de căcat și că mă piși pe el, ce se întâmplă? Mai fac 13 ani de pușcărie? Și acum voi ce faceți? Lenin? Astăzi da, mâine nu se știe. Am ieșit din pușcărie ca să fac Lenin. Mergem la masă? Hai. Hai să mergem. Sunteți îngrozitor. Îngrozitor de talentat. Mă bucur foarte mult că am venit astăzi aici și nu am mers la Chartres. Aș dori să cumpăr lucrarea asta. Da, sigur. Iar în locul plimbării la Chartres, vă propun o plimbare cu barca. Ah, dar e minunat, nu-i așa, Robert? Atunci ne putem și tutui. Elaine și Constantin. Scuzați. Ok, Constantin. Elaine. Ești minunată. Hai să mergem. Robert, plătește-l pe Constantin. În liniște, vă rog. Eu nici nu vreau să aud prețul. Te-ai plictisit? Vrei să mergem la bal? Nu. E așa de bine. N-am mai avut de mult o zi așa de frumoasă. N-ar trebui să se mai sfârșească. Așa e. Ar fi nedrept. Hai să ne facem niște zile, doar ale noastre. Marpa, traducătorul, marele yoghin, mi-a fost un învățător dur și tiranic, dar în sufletul său un prieten plin de iubire și compasiune. Prima mea misiune a fost construirea unei case din piatră. A trebuit apoi să o dărâm și toate pietrele să le duc acolo de unde le adunase. Am făcut apoi la fel și iar la fel, de 3 ori. Eram plin de răni și îmi plângeam de milă. Știam că purtarea maestrului Marpa era cauzată de faptele mele rele de până atunci, dar aveam deseori adânc pătruns în suflet gândul sinuciderii. Anii au trecut, am fugit, am fost adus înapoi, am meditat luni de zile și apoi am înțeles că Marpa a fost nevoit să mă aducă de 9 ori la rând în această stare groaznică de disperare,
pentru a-mi putea purifica complet karma negativă. La ce tehnică de strecurare aveți voi securiștilor? Lasă aia și uite-te, vezi că am vreo 6 în noi. Măi, Marina, am destule lucrări tale. De data asta vreau altceva. În bronz. Poți în bronz. O să lucrez în orice vă. M-am căcatul vostru scârbos de comunism, nu lucrez. Știam că tu ești mai talentat. O știm de mult. Și de ce n-am avut nicio expoziție? Sau vreun premiu dacă sunt așa de talentat? Păi tu nu o să ai niciodată expoziție cât stai noi la putere. Ești pus la index, măi, tovărășele. Și asta nu din cauza mea. Dacă stai pe lângă mine, o să câștigi mai mulți bani decât câștigă toate haimanalele alea premiate. Hmm? Ce zici? Voi sunteți nebun la cap? Zii, poți să o faci? Nu vreau că nu pot să o fac, sigur că pot să o fac, dar asta e brâncuș. Nu e o bucată de orice cu care faci ceva. Tocmai de asta-l vreau. Pentru că e brâncuș și altceva. Dar e ilegal, știi treaba asta. Lasă-mă cu legea, spune-mi dacă-l faci. Eu nu vă înțeleg. Acum 20 de ani ați avut nevoie de arta lui. Academia Română. Academie de căcat. Mă piși pe ei niște publicuriști. De la Sadoveanu era Călinescu, acolo au zis... Care, mă, Sado Călinescu? Academicienii curului de atunci să-mi zică mie ce-mi place azi? Păi mie îmi place. Zic cât vrei. 20.000. Mai, ai devenit speculant. Data trecută mi-a cerut doar 4.000 și era lucrarea ta. Da, dar eu și Brâncuș avem cote diferite. Nu pot, ce mama dracu? Nu mai are partidul bani. Atunci nu o fac. Bine, mă. Uite... Mă scobesc eu. Îți dau 5.000. Și alte 6 când e lucrarea gata. Hai, mai basculez 6.000 în următoarele 3 luni. Și îți dau și o butelie în sărând. Pune bani acolo. Vino 10 zile. Sau nu? Vino 3 săptămâni. Ți-am adus și o banană. Poftă mare. Păi ce-i cu bazaconia asta, a? E un înțelept tibetan. Un fel de... Buddha, așa ceva, a? Da, cam așa ceva. Mila. Strălucire de diamant, așa-l cheamă. Adică se uită înăuntru lui, în sufletul lui. Bă, ăsta are idee filozofică. Când îl termin, îl cumpăr. Nu e de vânzare. Vrei să mă faci nemuritoare, Constantin? Cu toate imperfecțiunile mele? Nu mă interesează cele pe care le poate vedea oricine. A, te interesează cele ale sufletului, pe care nu le știe nimeni, nici măcar dracu. Nimeni nu-mi cunoaște viața. Nimeni nu știe prin ce am trecut ca să ajung aici. Bărbații m-au dorit, apoi mi-au vrut și banii, dar nimeni. Nimeni nu mi-a văzut sufletul. Ai ceva de băut? Mai vreau unul. Mm.
spui acum că vrei să înveți și sufletul. Cu toate tenebrele care zac în el. Vrei să știi de unde am toată averea asta? De la tatăl meu vitreg. De ce crezi că mi-a lăsat-o? Pentru că la 15 ani m-a posedat. Și apoi a început să o facă frecvent. Mama a aflat. M-a trimis în Franța, la mănăstire. Crezi că acolo a fost mai bine? Acolo am început să mă urăsc. Să-mi urăsc viața asta de nimic. Am fugit. Am fugit de la mănăstire și am venit la Paris. Aici am început să mă prostituez. Hai să supraviețuiesc. Am trăit printre pești, criminali, hoți. Am început să mă droghez. Uneori nici nu mai știam câți bărbați treceau prin patul meu într-o singură zi. Mă mai dorești acum? Mai vrei să facem dragoste? Când totul mergea așa, nu se poate mai bine. Tatăl meu vitreg, violatorul, a dat tortul popii și mi-a dat și mie viața peste cap. M-a făcut unica moștenitoare a unei averi imense. Asta a făcut. A stricat viața pentru a doua oară. Cine e? Jeanne. Intră. Ai ceva? Ia loc. Spune că o perioadă are nevoie de timp, de liniște, ca să lucreze. Fac eu așa mult zgomot?
E un om rău? Nu, chiar nu e. Ba chiar a fost sincer și în urmă cu 4-5 ani mi-a zis să mă căsătoresc. Să-mi fac o familie. Cum așa? Da, chiar așa. Foarte civilizat. Numai că eu n-am vrut. Păi, atunci... O să mă duc într-o zi la el și o să-i spun că le eliberez. Din America? Aha. Cred că este și un bun propagandist de vânzări. A făcut o grămadă de bani pe urma ei. Ce, că trăiesc împreună, dar nu se arată. Ia uzi. Aici este locul din nord. Aici trebuie să avem foarte mare grijă, pentru că suflul sulfului bășinii reginei noastre trebuie să învingă toate stihiile noastre. Bă, dar cum dracu să fie uitat la el? Și frumoasă și plină de bani. Dar nu vezi ce bine arată bărbosul? Da, dar mai are și o păsărică tine. Aia vine pe la atelier. Ei, dar nici nu mă mir. Între două putaie mai toată lucrărică. Un putaie o lucrărică. Un putaie o lucrărică. Și că nici aia nu-i de lepădat. O fi vreo găsculiță prostuță și frumoasă. O fi pe aici? Toți de aici. Nu cred. Thank you.
Cine e? Jeano. Intră. Ai vreun mesaj pentru mine? Da. Dă-mi-l. Asta e din vorbe. Spune-l odată. Mesajul este că te iubesc. Poftim? Te iubesc. Te iubesc mai mult decât te iubi oricine pe lumea asta. Dă drumul, Jeano! Dă drumul! Nu știu ce e iubirea. E cruntă. Ai văzut și tu. Are multă suferință. Thank you.
Ce mai vrei? De unde umbli? Ești acolo? Da, am ajuns. Să faci cum ți-am spus. Ai luat fotografia? Da, da. Dar dacă tot refuză, crede-mă, nu pot să-l ameninți. Ca un prieten după atâția ani, înțelege și tu. Nu contează. Trebuie să lucreze pentru noi. Uite, uite că a ieșit. Dacă nu vrea și nu vrea, asta e. Hai să nu ne lăcum. Eu am făcut o grămadă de bani pe urma lui. Nu e vorba de bani, ești nebun. E vorba de principiu. Tu să înțelegi. Bine. Eu înțeleg. Da, e ca un cater. Ce se întâmplă cu el până la urmă dacă va refuza? Nimic, imbecilule. Nu suntem în Cambodgia. Cambodgia și principiile, mătii. Salut, Marie. Unde vorbim să nu ne... În spate. Contractul ăsta chiar e important. Doar că trebuie să mergi la Adana să lucrezi acolo câteva zile, atât îți cer. Spune și tu ceva ce mă aștele măzi. Nu mă duc nicăieri. S-am spus și la telefon, nu mai fac nimic, gata. Am zis gata, nu mai. Ce te vezi așa mai tovărășele? Contractul ăsta e important și pentru mine. Hai, fă-o ca pentru un prieten, după atâția ani, 40 de ani. Pe asta pot să te rog și eu. După 40 de ani să mă lași pe mine să trăiesc. Mă lași? Bine. Înainte... Uite-te la asta. Hai, uite-te. Sunt singur în toată trășenia asta. Și nu putem să ne permitem să ratăm dita mai afacerea. Să nu-l omorâți, auzi? Noi nu omorâm, nu suntem în Cambodgia. Dar ăștia din spatele meu, ei pot înscena ceva. Să-l vâre la închisoare 10, 15 ani. Gândește-te bine, are un copil minor. Ajunge și el în stradă, la orferinat. Nu-i mai strica viața încă o dată. Bine. O fac. E pentru ultima oară. Hai, du-te la Dara și fă-ți treaba bine și gata. E un contract bun. 1 milion pentru o pasăre în spațiu. Tu o faci într-o săptămână maximă, fără niciun ajutor. E bine, e bine. E bine că ne-am înțeles. Marine... Nu-i păcat că viața asta e așa scurtă. Tocmai acum, când ne merg așa de bine afacerile. Uite. Se rupe imediat fața. S-a dus. Viețile ratate nu trebuie să fie lungi. Și a mea a fost cam lungă. Hai, lasă-te, extra asta. Ești mare. Ești cel mai mare falsificator al lui Brâncuș. Ai 50 de lucrări în colecții particulare. 73. Și atunci ce mai vrei? Ești plătit bine, cel mai bine plătit dintre artiști. Toate lucrările astea, toate ideile, toate sentimentele astea, toate formele astea nu sunt ale mele, tu înțelegi lucrul ăsta? Aș fi avut și eu ceva de transmis. Nu sunt ale tale. Eu mai am dintre lucrările tale. Vine lumea la mine, întreabă cine le-a făcut, vor să le cumpere. Și tu știi, cine ai făcut nicio comandă? De 30 de ani nu mi-ai dat nicio comandă. Și cine mă știe pe mine în afară de tine? Dar să știi că la chestia asta chiar nu știu ce să-ți răspund. Slavă Domnului că au mers afacerile bine. Slavă Domnului?
Te știa Mateu. Eram și mai sunt. Dar acum sunt și persoană publică. Am electoratul meu. Și cum se zice, e mult la proști. Și prostimea contează. Dar trebuie să-i convingi pe bizoni. Ai idee câți bani am băgat în toate bisericuțele astea urâte care au schimonosit fața orașelor patriei noastre dragi? Câte bănci am ruinat? Da, ceva magie neagră face totuși Constantin, nu? Nu, Constantin nu are nimic de face cu magia neagră. Serios? Sunt sigură. Știm de la ilustrul nostru profesor... Dacoba. Milarepa. Milarepa. Cum e să trăiești cu umbre negre în suflet? Să ai o conștiință mai grea decât munții. Spune-ne, cum a trecut Constantin? Dacă a trecut peste crima sa. Ce crimă? Cum, ce crimă? Au fost mai multe? Păi nu l-a împușcat pe critic? Da. V-am spus eu că l-am împușcat pe individul ăla? Da, da, așa ai spus. Cred că m-ați înțeles greșit. Sau poate nu m-am exprimat eu corect. Constantin mi-a povestit... Adică și-a imaginat ce ar fi vrut să facă. Atât era de supărat. Cum adică? Și nu a spart ușa, n-a intrat peste ăla în cameră să-l zdrobească, să-l nenorocească? Nu, asta vă zic. Adică nu l-am pușcat pe ăla pe critic? Acolo... Dragii mei, mă simt ca albă ca zăpada cu niște pitici cam prostuți. V-am zis că asta ar fi plăcut să facă. Păi și atunci, ce-a făcut? Constantin! Constantin, vino să vă cunoașteți. Spiritul lui este dur și inefabil în același timp. El este Constantin Brâncuș, talentatul sculptor român de care ați auzit cu toți. Familia Whitney, din America, pe Robert l-ai cunoscut deja. Și binecunoscutul critic de artă, Filippo Marinetti. Brâncuș, parcă am auzit ceva. Nici nu știi la ce să te aștepți când ai mâna cu un sculptor. Și pe deasupra, și din România. Provincial. E, paizanu, e... Țăran, jet pe jet. În schimb, eu știu la ce să mă aștept când dau mâna cu unul ca tine. Marinetti... Domnule Brâncuș, aș vrea să vorbim ceva. Domnule Brâncuș, sunt un mare amator de artă abstractă. Și aș vrea să cumpăr și eu una dintre lucrările tale. Înseamnă că arta mea nu o să-ți plăcă. De ce? Am văzut câteva dintre lucrările tale la Elaine. Sculptura mea nu este abstractă. Este în fond foarte realistă. Reprezentarea realității nu este o banală formă exterioară, nu, este esența însăși. Ideea din spatele formei. Dacă te-ai vedea, ai înțelege. Realism, în cazul tău, nu ar fi o sculptură cu expresia feței tale. Eu n-aș pune un astfel de obiect artistic în casă. Ci ideea care se află în capul tău. Ați spart bine, da. Gheața. Constantin e un adevărat vulcan. A topit-o de-a dreptul. Iartă-mă puțin, Elen. Eu mai stau puțin și plec. Te aștept la mine. O să-ți pregătesc ceva ce o să-ți placă foarte mult. Scumpule, sunt obosită. S-o lăsăm pe mâine seară, ok?
A venit direct la mine. Eu deja eram în pat. Goală? 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 Bolnavă. Marta, mă auzi? Doamne Dumnezeule, e peste 40 de grade. Te las puțin singură. Mă duc după un doctor. Tu nu mă înțelegi. Eu vreau doar să mai trăiască câțiva ani. Vreau să mai lucreze. Aici la voi nu se sculptează, nu? E, cum nu? Ia uite-te bine în jur. Cine e cel mai bun? Cine are cea mai mare cotă? Aici au toți cam aceeași valoare. Păi vezi, înseamnă că trebuie să mai creeze în lumea lui. Acolo este recunoscută opera. Spune-mi, îl protejezi? Spune-mi, îl protejezi? Hai, spune da. Cum să-i spună da? Spune că toți oamenii, după ce-ți cunosc învățătura, sunt oricum pregătiți pentru o viață mai bună. Sunt aproape sub protecția ta. Ok. O să mai trăiască, o să mai creeze opere importante. De cum vorbești cu americanisme? Trebuie să ne îmbogățim mereu limbajul, trebuie să-l abdată. Să-l ce? Adică să-i facem periodic câte un ajornament. Adică să-l aducem la zi. Da. Da, mulțumesc. Iartă-mă un pic.
Sunt foarte încântat de lucrare. De fapt, îți mai văzusem câteva lucrări înainte. Uimitor, nu? Ăsta e brevetul de cosmonaut al fiului meu. Mă rog, copia. Uimitor. Da? Uimitor că americanii au pus... Ce? Imaginea asta pe brevet. Asta e maestra lui Brâncuș. Aha. După ce în 28 tot ei au spus că nu făcea artă. Apropo, procesul a ieșit în favoarea lui Brâncuș. Da. Dar tot noi am dat dreptate. Noi când greșim, ne recunoaștem greșelile. De fapt, aia e următoarea piesă pe care intenționez să ți-o comand. Uite, am și un cec aici. Poftim. Cecul. Bun. Mă regret, dar lucrarea din urmă e ultima mea copie. Mă îndoiesc. Impresarul tău, mă rog, îi putem spune impresar. Ne-a asigurat că vei mai lucra pentru noi. Da, dar doar lucrările mele, dacă vă interesează. Ieri am vorbit cu el. Vrei să-l sun? Nu e nevoie. Mă interesează doar maestra. Două săptămâni? E bine? Două săptămâni? Două săptămâni. Bravo. Va fi cunoscut în toată lumea și... Nu e destul? Nu mai spune! Lăsați-mă să zbor. Aici e un singur zbor. E dreptul meu. Mila Repa. Mila Repa! Ce-a fost strigătul ăsta? E vorba de cel mai mare falsificator al lui Brâncuș. Tocmai se sfârșește. Are deja falsificator? Mai repede, cred că vine. Este un viitor falsificator. Cum adică? Nu te înțeleg. Un falsificator din viitor. Cum din viitor? Din ce an? Răspunde mai repede că a ajuns la ușă. Din anul 2000... 2000 și ceva. Thank you.
Tu ești iubirea mea adevărată, tu. Tu ai fost tot timpul lângă mine. Eu ce-am făcut? Eu am căutat aiurea. Mă iubește. Chiar mă iubește. Uite. Mi-l are pa, vreau să mă întorc. Asta nu poate face nimeni. Dar nu ești fericită că te iubește? Ba da. Sunt foarte fericită. Aș putea să trăiesc cu fericirea asta toată viața. Marta, fi fericită. Vii aici purtată de o iubire foarte mare, impresionantă. Ai primit de la Constantin o iubire cum puțin oameni au primit vreodată. Mult mai puternică decât aceea care îi ține legați, cum se spune în povești, împreună până la adânci bătrânețe. Thank you.
Iubirea lui nepământeană ne învăluie, împrăștiată în fiecare atom de materie. Hei, Gampova, unde pleci? Să-i pregătesc răsăritul. Cui? Lui Constantin, firește. Curând o să vină și el aici. Știe ca și noi drumul spre lumină. Petite bête frêle, la fourmi comme on l'appelle, grosse de corps à tête grêle, à la taille fine et belle, qui chemine sous les sentiers, sa parole c'est respect. Trahit l'amour, que Dieu le frappe à son tour, qu'il prenne femme faite autour, qui met 10 enfants au monde, qu'il cherche leur père. Ah.